cele șapte sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe, cea a cununiei sau nunții este reglementată mai târziu. Inițial este privită doar ca o simplă binecuvântare, apoi întâlnim și o scurtă slujbă a acestei binecuvântări. Nu în toate bisericile locale se practică tradiția de a avea nași, în unele participă doar doi martori. Nevoia de a avea nași este ca ei să adeverească taina săvârșită și își iau angajamentul de a susține bunul, sănătosul și creștinescul mers al nou înființatei familii. Ei devin părinți spirituali, ghidându-i pe tineri în viața de familie. Deși cei ce se căsătoresc sunt maturi și au decizii singuri, nașii nu doar supraveghează și îndrumă, dar se roagă și susțin tânăra familie. Ce reguli trebuie să urmeze nașii atunci când decizi să cunune un cuplu? Să nu o facă pur, formal sau din alte interese, să fie o decizie izvorâtă din adâncul rădăcinii inimii și să-și asume responsabilitățile unor nași. Nășia nu este un act de văzul lumii, ci este o rodire duhovnicească plină de dăruire și de responsabilitate. Totodată, nașii ar trebui să fie preocupați atunci când sunt solicitați de a-i cununa pe cei doi, cercetându-le viața, valorile, scopurile vieții, etc. Uneori, nașii sunt mai responsabili decât finii, iar aceștia din urmă nu iau în serios decât drept decor la ceremonie. Cum ar trebui să alegem corect nașii? După virtutea lor, să fie cu credință, nădejde, dragoste, smerenie, cumpătare. Să fie apți de a îndruma, să le fie un bun exemplu finilor, să fie înduhovniciți și înțelepțiți. Tot important este să nu fie egoiști, dar plini de dragoste jertfelnică. Mulți confundă rolul nașilor de cununie cu cea a nașilor de botez. Sau mulți fini îi exploatează oarecum pe nașilor de cununie când ei își botează prunci. Unde este limita? Nu este obligatoriu ca nașii de cununie să fie și nașii de botez ai copiilor. Fiecare copil își poate avea nașii săi, cei care sunt în stare să-și asume astfel de responsabilități. Și în cazul încreștinării sunt abuzuri și devieri pe care biserica nu le încurajează, încât unii nu botează copiii până nu revine nașa de peste hotare, apoi nu botează că nu sunt pe loc toți cu mătrii, iar aceștia uneori sunt exagerat de mulți. Adevăratul naș este cel care ține pruncul în brațe, deci participă cu trup și suflet și își asumă acest jug deloc ușor de a contribui la creșterea duhovnicească a pruncului. Într-un cuvânt, suntem într-o mare criză. Oamenii de astăzi oficiază ceremonii religioase pur formale, în fală sau mânați de alte interese. Să trecem de la formalism la trăire sinceră și curată a sentimentelor noastre, care ar face ca nașii de botez și de cununie să fie autentici și să contribuie la creșterea și dezvoltarea unor personalități înduhovnicite.